Iar o altă întâmplare nasoală în am avut cu o înainte de a pleca la jocuri. Ne-au avut o defecțiune la barcă, dar ieșisem pe barca de rezervă, nu pe barca noastră. Barca noastră plecase deja spre Franța. Uh -huh. Și am ieșit pe barca de rezervă. La Florin s-a întâmplat ceva. Suportul în care i-ai prins la furchetul e ca o potcoavă așa. Da. Iar i-ai prins în două șuruburi. Unul sus, unul jos. Cel de jos dis căzuse în S-a desfăcut, a căzut în apă, da. nu știu. Și nu mai avea susținere să-i mai țină vâsla, iar el nu mai putea să facă nimic cu vâsla aia. zice că stai puțin că nu pot să vâslec. Vâslesc. Cum nu pot să văslești. Nu pot, nu, uite, nu intră pală, Ne-am uitat aia desfăcută. În contextul în care noi plecasem la antrenament, cerul era albastru închis negru, dar am zis că a mai fost așa, nu vine furtuna. Da la un timp sună un antrenor, întorceți-vă că e vremea urât. N-au apucat să ne întoarcem, au avut o problemă cu barca, până am așteptat să vină antrenorul cu șalupa, să ne urcăm în șalupă, șalupa destul de mică, barca plus noi trei oameni abia mergeam. Și efectiv, la un timp, după o insulă acolo, s-a făcut un perete alb de furtună. Deci era alb, nu mai vedeai nimic pe peretele la zici că s-a tras o perdea. Așa. Și au început un vânt, valuri, iară ploaie din aia care ustura când te lovea. Eu stăteam ca o marmotă, așa în fața acolo, pe șalupă, țineam barca și încercam să mă țin, Florin în spate. Și atunci a fost destul de nasol, a venit altă șalupă, să ne ia prin ploaie, unul să ia barca, unul să ajungă okay. Urât, Am înțeles că și Antonio s-a panicat atunci, a... era destul de riscant.